Bună ziua și pace la toată lumea, mă numesc Ghintanion Mihai, am vârsta de 20 de ani, acadim, pentru cine mă știe, și am fost la România au talent sezonul acesta, sezon 1 și 1. Mie mi-a schimbat viața sezonul ăsta, muzica și munca și devotamentul pe care le-am depus, toate astea adunate, mi-au schimbat viața și nu credeam asta vreodată. Și vreau să vorbesc în special și cu tinerii din Prahova și mulțumesc cu această ocazie și invitației observatorului prahovean exclusiv și vreau să le mulțumesc pentru această invitație și ocazie să pot să ofer un mesaj și să spun ceva. Vreau să spun în mod special tinerilor din Prahova, nu știu cine se va uita sau cine nu, dar vreau, dacă te uiți la chestia asta, la video-ul ăsta, vreau să știi că și tu poți, cum și eu am putut, și tu poți, eu am plecat de unde nu crezi că se poate pleca, din orfelinate, case de copii și unde ura e peste tot. E, unde există ură, crede-mă, unde e rău găsești și bine și unde e bine găsești și rău. Și vreau să mă adresez tinerilor din Prahova și vreau să le cânt ceva cu ocazia asta, bineînțeles, și am să cânt un refren ce pentru mine înseamnă foarte mult și l-am scris cu foarte multă emoție și sper să vă placă. Să-i dăm drumul. Indiferent de cum ești, cum te prezinți, cum te exprimi, cum arăți, nu contează, poți să faci absolut ce dorești și ce simți. Numai să ai voință, să nu te lași indiferent de impedimentele tale. Și din generație în generație, copiii cresc având cea mai puternică vibrație, consolați prin muzică, ușor să se agațe, să scrie tot ce se petrece în jurul lor prin meditație. Și din generație în generație, copiii cresc având cea mai puternică vibrație, consolați prin muzică, ușor să se agațe, să scrie tot ce se petrece în jurul lor prin meditație. De asta spun, credeți în voi, că și-o am crezut în mine. Și fiți atenți și la oameni și fiți fericiți că aveți motive, aveți de ce să fiți. Mulțumesc exclusiv tinerilor din Prahova, tuturor de m-au votat la România au talent. Mulțumesc exclusiv observatorului prahovean și sper să ne mai vedem. Vă salut cu iubire, cu pace și vă iubesc că mă susțineți. Mă găsiți pe YouTube, Jim, scrieți doar Jim, găsiți piese și cât mai multe proiecte vor veni. Nu trebuie să dai like, dislike, nu-ți cer nimic. Doar ascultă mesajul. Te iubesc. Pace.